Bună ziua, stimați prieteni! Astăzi suntem la cea de-a cincea analiză economică. Vreau doar să vă reamintesc că pentru cei interesați, precedentele analizei le puteți găsi pe pagina oficială a IDES Viitorul sau pe pagina partenerului nostru Privesc EU sau pe pagina mea personală ioniță.md. Acolo este rubrica analize economice. Le găsesc pe toate patru precedente, inclusiv și aceasta de astăzi va fi în cel mai scurt timp. Astăzi subiectul care vreau să discutăm este comerț extern al Republicii Moldova. Și motivul pentru care discutăm este că în luna martie, sau în primul trimestru, dar în mod special în luna martie, noi avem o tendință clară de restabilire a comerțului extern, după ce anul trecut am înregistrat o scădere semnificativă, nu este catastrofală, dar semnificativă a comerțului extern. Vreau să reamintesc că este a patra oară în istoria Republicii Moldova când comerțul extern al Republicii Moldova înregistrează scădere. Dacă ne uităm la primul grafic, volumul comerțului extern al Republicii Moldova, se vede foarte clar cu roșu jos, vedeți anii în care la noi comerțul a scăzut comparativ cu perioada precedentă, anii când a crescut. Când vorbim de comerț extern, avem în vedere volumul total a exporturilor plus volumul total a importurilor. Printre altele, în prezent, la noi, în valoare anuală, volumul comerțului extern este exact 8 miliarde de dolari, ceea ce este aproape de recordul istoric care a fost înregistrat acum 2 ani în urmă. Deci, foarte clar se vede că la noi comerțul a scăzut în următoarele perioade, criza din 98-99, criza din 2009, criza din 2014-2015 și criza din 2020. Dar, după cum voi arăta astăzi și acum avem o restabilire, de aceea noi trebuie să răspundem din ce cauza că a scăzut comerțul, cum se restabilește și care este perspectiva Republicii Moldova, și un bonus, aș putea spune, fiindcă multă lume este îngrijorată. Ce se va întâmpla în cazul relației Moldova cu Belarus? Știm foarte bine, după ce a fost deturnat acel avion, după ce s-au întâmplat evenimentele acestea triste în Belarus, mai multe țări, inclusiv și Republica Moldova, au pus interdicție la relații comerciale cu anumite companii din Belarus. Toată lumea se interesează. Aceasta va influența sau nu va influența Republica Moldova? Evident, dacă va fi o influență economică, va fi prin prisma comerțului extern. De aceea, pe final, mă voi opri la subiectul Belarusului, care, în opinia mea, reprezintă un interes astăzi. Deci, încă o dată, repet, Republica Moldova în prezent a început procesul de recuperare a căderii din 2020, care este a patra din istoria Republicii Moldova. Dacă să ne uităm ce s-a întâmplat în 2020, atunci dacă ne uităm la volumul comerțului extern anul trecut, el a scăzut cu 722 de milioane de dolari. Vedem graficul, următorul grafic, comerțul extern al Moldovei, comparativ 2019 cu 2020, dintre care exporturile au scăzut cu aproape 300 de milioane de dolari, iar importurile cu aproape 430 de milioane de dolari. Însă, nu trebuie să ne aruncăm cenușă pe cap și aici nu mi vom arăta anumite detalii. Deci, anul 2020 a fost un an atipic. Da, a fost un an de criză, a fost un an care a lovit puternic Republica Moldova, însă această criză a avut câteva elemente care nu s-au respectat în tocmai ca în crizele precedente. Spre exemplu, în toate crizele care au fost în Republica Moldova, exista așa un grup de simptomatică care noi puteam să vedem că e criză. Prima, scădea volumul de credit, ceea ce nu s-a întâmplat anul trecut, el din contră au crescut, scădeau rezerve valutare a BNM din cauza că BNM era nevoit să intervină pe piața valutară. Lucrul acesta nu s-a întâmplat în 2020. Avea o tendință puternică de depreciere a valutei și BNM era nevoit să vândă valută. La noi anul trecut am avut o situație inversă, valută era în plus și BNM era nevoit să procure valute, că leu nostru se întărea. Și practic unicul din simptomele care s-a întâmplat a fost scăderea volumului de comerț. Dar și aici, dacă noi tăiem atent, lucrurile nu stau exact așa cum ar părea la prima vedere. Când spun acest lucru, este foarte clar, deoarece ne vom analiza în detaliat. În primul rând ne vom opri la exporturi, apoi la importuri și vom vedea că la capitolul importuri situația chiar a fost una benefică pentru noi și scăderea volumului de importuri, de fapt, este mai mult un factor pozitiv decât unul negativ și el a avut loc totul din alte considerente decât ar părea la prima vedere. Deci în anul 2020, dacă în crizele precedente, la noi volumul de comerț extern scădea, spre exemplu, 2009 cu aproape 2 miliarde de dolari a scăzut. În 2015 cu 1,7 miliarde de dolari, dacă adăugăm și anul 2014, avem atunci în total o cădere de 2 miliarde de dolari. În 98-99, la noi volumul comerțului ca volum n-a scăzut foarte mult acum, dar
ca ponderi de două ori, de la 2 miliarde, comerțul extern s-a redus la 1 miliard. Deci la noi a fost o scădere dramatică în acea perioadă. În anul 2020 vedem că avem o scădere de 700 de milioane de dolari, dintre care provocată de criză este foarte puțin și am putea spune că anul trecut a fost cu totul alți factori care au determinat reducerea comerțului extern decât criza mondială, care și are și ea amprenta sa, însă nu atât de mult decât a fost dat. Aici aș vrea, în primul rând, să mă opresc la exporturi, deoarece noi, când vorbim de comerțul extern, pe noi mai mult interesează capitolul exporturi și mai puțin capitolul importuri. Cu toate că, în acest context, ar trebui să ne intereseze și importurile și voi arăta un grafic foarte interesant, care sper că va explica ce înseamnă pentru noi aceea scădere a importurilor din Republica Moldova, care iarăși nu au fost foarte negative. Dacă ne uităm la exportul Republicii Moldova, în graficul care îl vedeți, observați că noi anul trecut am înregistrat o scădere de aproape 300 de milioane de dolari și iarăși se sincronizează cu cele patru crize, deci la noi exporturile au scăzut în toate crizele economice, cea din 98, din 2009, din 2014, 2015 și din anul 2020. Acum avem o ușoară restabilire, în prezent avem 2,5 miliarde dolari în valoare anuală, deci avem o ușoară creștere a exporturilor, iar pentru a înțelege ce a fost anul trecut, trebuie să ne uităm, să începem la cei care sunt topul produselor noastre, ce exportăm noi cel mai mult, după aceea să vedem ce a căzut cel mai tare și vom vedea că, de fapt, criza a fost un factor secundar, iar cel mai important din ce cauză la noi a avut loc o înrăutățire a exportului anul trecut este legată de seceta din agricultură. De fapt, criza din anul 2020 a influențat factor negativ la exporturi undeva în proporție de 30%. 70% a fost consecința secetii fără precedent în Republica Moldova, care am avut-o în anul 2020. Aici doar voi face o mică paranteză. În anul 2020, Republica Moldova a înregistrat cea mai dramatică, cea mai mare scădere a producției agricole globale din istoria noastră. Când spun din istoria noastră, am luat cifrele începând cu anul 1960, deci nu m-am dus mai departe, din simplu motiv că atunci nu prea era gospodăriile organizate, erau oameni lucrau individual și noi nu prea aveam agricultură în sensul modern a cuvântului. Deci de când avem agricultură modernă, în Republica Moldova, așa o scădere a volumului producției agricole, cum a fost în anul 2020, n-am înregistrat niciodată. Respectiv, cea mai mare ramură de export a Republicii Moldova, eu o numesc grănțoasele astea, sunt grânile și semințele, sub formă de semințe, semințe de floarea soarelui, deci oleanoasele, plus toate tipuri de grâne, deci eu le spun grăunțoase, deci tot ce înseamnă, care este, e clar, porumb, floarea soarelui, rapiță, deci tot ce exportă Republica Moldova, aceasta era cea mai mare ramură de export după automotivii și anul trecut a suferit cea mai dramatic scădere și de fapt la noi scăderea exportului, la ceva mai târziu vom vedea că este legată anume de secetate în agricultură și dificultățile pe care a trecut de agricultura și nu legată de criza mondială. Dar haideți să ne uităm care sunt top cele 10 ramuri a Republicii Moldova de export. Dacă ne uităm foarte atent, Republica Moldova, topul din anul 2020 este unul, să zicem așa, șifonat din simplu motiv că a fost grav afectat de criză. Deci dacă urmărim primele 5 ramuri, la noi asigur 60% din tot exportul nostru. Deci este industria automotivă. Aici vreau să fac o remarcă, că de fapt industria automotivă 10 ani în urmă nu exista în Republica Moldova. Deci noi de la o ramură care nu exista în Republica Moldova am ajuns să avem cea mai puternică ramură de export. Anul trecut exportul a fost 500 de milioane de dolari și de ce am spus că este șifonată. De fapt că primul sau topul producția noastră de export este și topul scăderii din anul 2020. Mai târziu voi arăta și veți înțelege ce am vedere. Anul trecut industria automotivă, dacă dinamica era corectă, cred că ajungeam la 800 de milioane de dolari. Însă, datorită crizei mondiale, și de fapt doar aici noi suntem afectați direct de criza mondială, datorită crizei mondiale, datorită scăderii cererii la automobile, cererea la componente a scăzut și respectiv și exportul a scăzut și noi am avut o scădere, ceva mai târziu voi da cifrele cât. De aceea acest top din anul 2020 cred că se va deosebi cardinal de cel din 2021 și eu sper foarte mult că avem toate premizele că în anul 2021 să recuperăm exportul nostru din cauza că primul din top este industria automotivă care dă semne de înviorare și noi sperăm că vom crește exportul sau ce puțin vom recupera până la nivelul anului 2012. A doua sunt grăunțoasele. Când spun grăunțoasele, eu pun împreună cerealele și semințele oleanoase, care anul trecut
au fost la doar 290 de milioane de dolari. Când spun doar 290 de milioane de dolari, am în vedere că această scădere a fost de aproape două ori. Deci această ramură era cea mai importantă ramură de export a Republicii Moldova după industria automobilistică. Următoarele, vedeți, fructele, nucile și preparatele din fructe și nuci. De fapt, ce vreau aici să atrag atenție, noi, de multe ori, și aici aș vrea să fac o mică remarcă, de multe ori se discută în Republica Moldova ce mai contează agricultura. În agricultură nu lucrează nimeni, toată lumea deja este pe servicii, pe alte lucruri și într-un fel, de ce statul trebuie să aibă atâta grijă de agricultură, prin ce atâtea subvenții. Vreau aici să remarc încă o dată lucru care l-am spus de multe ori. Mai mult de jumătate din toate exporturile publice în Moldova sunt asigurate de producție agricolă sau de materie prelucrată din producție agricolă. Dacă vă uitați atent în topul producției noastre agricole, și fiți atenți, noi vorbim de anul 2020, cel mai dramatic an pentru agricultură, când am avut cea mai mare scădere a exporturilor a producției agricole, și acum și-ați vedea în slide următor, grăunțoasele, fructele, băuturile alcoolice, care grăsim și uleiuri, dacă vă uitați, avem 4. Și ele toate, când le adunem împreună, reprezintă mai mult de jumătate de tot exportul Republicii Moldova. De fapt, producția agricolă, agricultura, așa cum este la noi, slab finanțată, cum este, statul nu atrage atenția, nu întreprinde măsurile active de susținere a agriculturii, și în aceste condiții dramatice, agricultorii noștri asigură mai mult de jumătate din intrările de valută din exporturile Republicii Moldova. Vă rog să țineți minte acest lucru și în special pentru cei care pun la îndoială despre necesitatea agriculturii, vreau să vă asigur că agricultura în Republica Moldova joacă încă un rol important, cel puțin la capitolul exporturi. Iar acum să ne uităm care au fost capitolele de bază unde la noi au scăzut exporturile. Dacă ne uitați în slide-ul care îl vedeți acum pe ecran, sper că el este, ne uităm 5, am luat 5 ramuri de bază unde la noi au scăzut exporturile. Pe primul loc se află cereale și semințele. De fapt, producția agricolă, după cum am spus, 157 de milioane de dolari. Și pe locul 5 se află producția din tutun cu 13 milioane, deci dacă luăm în total 170 de milioane de dolari, scăderea doar de la două poziții din producția agricolă. Evident că din tot acela 300 de milioane de dolari, mai mult de jumătate din scădere, a fost determinat de seceta din 2020. Industria automotivă, care la noi este ramura de bază, a înregistrat o scădere de 100 de milioane de dolari, de fapt aceasta este condiționată strict de criza economică, și produsele farmaceutice. Aici la produsele farmaceutice vreau să atrag atenția că în Republica Moldova, noi exportăm produse farmaceutice pe două dimensiuni clare. Una este producția autohtonă care merge la export și doi, Republica Moldova reexportă foarte mult și foarte puternic produse farmaceutice. Eu, spre deosebire de unii care consider că activitatea de reexport este ceva negativ, nu văd ca ceva negativ. Eu mă bucur că noi reușim să creăm valoare adăugată în Republica Moldova și inclusiv să creăm valoare adăugată prin importul și reexportul anumitor tipuri de produse. Republica Moldova, din topul, dacă am face o emisiune specială și poate cu anumită ocazie vom face topuri exporturilor moldovenești, veți vedea că în topuri exporturilor moldovenești sunt și producția farmaceutică, care, în opinia mea, este mai degrabă ceva pozitiv decât ceva negativ. Pe partea opusă, în Republica Moldova, noi anul trecut am înregistrat niște creșteri nesemnificative pe anumite dimensiuni, la nume la uleiuri, 34 de milioane de dolari, și aici este o parte pozitivă. Deci este rău că la noi a scăzut exportul de grăunțoasă, dar aceasta este materie primă. Dar este foarte îmbucurător că a crescut exportul de produse prelucrate. Deci, criza are și un efect minuscul pozitiv că Republica Moldova a compensat scăderea de export a materiei prime prin exporturile de produse finite, care au o valoare adăugată cu mult mai mare decât materia primă. La fructe și nuci iarăși avem creștere și la diverse utilaje Republica Moldova tot înregistrează creștere. Dacă am face un rezumat legat de ce s-a întâmplat în anul 2020, am putea spune în felul următor. Exporturile în Republica Moldova au fost influențate parțial de criza mondială și aici ne referim la industria automotive și aici vedeți graficul factorii care au determinat comerțul extern al Republicii Moldova, industria automotive care a fost afectată de criza mondială, aici aș mai adăuga industria farmaceutică care în opinia mea a scăzut
tot din cauza crizei mondiale. Și al doilea factor, dar de fapt care este cel mai important factor, este factorul din agricultură, care a condiționat scăderea dramatică a exportului de producție agricolă aproape de două ori față de nivelul maxim atins în anul 2019. De fapt, noi am avut la grăunțoasă 2019, am avut maxima istorică. Potențialul Republicii Moldova este extrem de mare. Republica Moldova încă nu a reușit să înglobeze în sine și exportul să introducă în câmpul legal producția agricolă din stânga nestului lucru care trebuie lucrat în această domeniu, dar avem un potențial enorm. La importuri, dacă ați fost foarte atent, importurile în Republica Moldova tot au scăzut cu peste 400, circa 430 de milioane de dolari, dar aici aș vrea să dau o nuanță. Această scădere de importuri este mai mult pozitivă decât negativă. Din ce cauză? Importurile în Republica Moldova au scăzut din două motive. Motivul secundar, care în proporție de 30%, mai puțin 30%, chiar 20-25%, este legat de scăderea consumului. Dar aceasta este doar circa 100 de milioane de dolari. Deci, din acel volum de exporturi care îl avem noi, Republica Moldova, de 5 miliarde jumătate de dolari, de fapt, scăderea consumului a fost nesemnificativă. Noi, practic, n-am înregistrat scădere de consum și avem o mică scădere a importului. Cel mai mult din ce cauza scăzut importul este legat de economisirea resurselor financiare legate de ieftinirea resurselor energetice. Dacă vă uitați la graficul de mai departe, avem importul de resurse energetice ale Republicii Moldova. Eu am luat o dinamică din 2015. Deci anul trecut, Republica Moldova a plătit pentru resursele energetice 590 de milioane de dolari, minimul din ultimii 15 ani. Ce înseamnă lucrul acesta? Într-o perioadă de criză, consumul de resurse energetice anul trecut a fost cel mai mic, a realizat cea mai mare scădere din istoria industriei petroliere. Deci așa scădere mare nu s-a întâmplat niciodată în istoria omenirii. Acest lucru a dus la ceea că petrolul a ajuns la prețul minim de ultimii 25 de ani. Scăderea prețului la petrol a dus la ieftinirea în lanț a tuturor componentelor energetice. S-a ieftinit gazul, s-a ieftinit energia electrică, s-a ieftinit petrolul. Aici am cer scuze la cei care ne ascultă, s-a ieftinit prețurile de import. În interiorul țării nu am beneficiat de ieftinirea suficientă, despre aceasta am vorbit de multe ori și poate vom avea o analiză economică specială. Din păcate, la noi reglementarea proastă a dus la ceea că prețurile au rămas relativ ridicate și cetățenii noștri nu s-au bucurat de ieftinirea pe care o meritau ei. Dar țara, în total, a economisit, dacă vă uitați atent, a economisit 330 de milioane de dolari. De fapt, toată scăderea de importurilor, în cel mai mare, din 430 de milioane de dolari, 330 de milioane de dolari scăderea importurilor, este cauzată de ieftinirea resurselor energetice. Noi n-am avut electricitate mai puțină, noi n-am avut gaz mai puțin, n-am avut petrol mai puțin, deci noi am consumat practic același consum, însă prețul a fost minimul de ultimii 15 ani. Comparativ cu perioadele când prețul la petrol a fost maxim și noi plăteam câte 1.200.000.000 de dolari, noi am plătit anul trecut de două ori mai puțin. De fapt, Republica Moldova a avut o bilanță comerțului exterior foarte bun din simplu motiv că noi am plătit mai puțin pentru ceea ce importăm. Și aici încă un element, și cu asta vreau să finalizez etapa aceasta până merg la Belarus, mai este încă un element important. Încă o economie despre care nu se discută este legat de faptul că cetățenii noștri se odihnesc peste hotare. Ați văzut analiza economică precedentă, colegii, am să rog colegii să dea link la această analiză, majoritatea cetățenilor noștri se odihnesc peste hotare și cheltuie anual circa 800 de milioane de dolari. Anul trecut oamenii au fost nevoiți să stea acasă, n-au plecat peste hotare și n-au cheltuit circa 500 de milioane de dolari. Deci avem 500 de milioane de dolari economii la moldovenii că n-au mers peste hotare, avem 330 de milioane de dolari economii din cauza că resursele energetice au fost ieftine și uitați-vă, noi am economisit, am trecut 830 de milioane de dolari din simplu motiv că am stat acasă și am plătit mai puțin pe resursele energetice. Banii aceștia au venit pe piața valutară și din cauza aceasta am avut exces de valută pe piața valutară. Noi pur și simplu n-am avut nevoie de valută. Și acum, pe scurt, despre Belarus, situația din Belarus, cum ne va influența pe noi? În opinia mea, influență directă a Belarusului nu poate fi doar dacă Belarusia nu va întreprinde și anumite măsuri contra Republicii Moldova. Pentru a înțelege acest lucru este suficient să ne uităm la primul grafic care vreau să-l prezint legat de relația cu Belarusul, top 10 parteneri comerciali ai Republicii Moldova. Când vorbim de parteneri comerciali, am în vedere țara din care Republica Moldova, în care Republica Moldova exportă și importă bunuri. Dacă ne uităm atent, primul în top este România cu 1.339 de milioane de dolari. Am luat cifrele pentru
până în prezent, deci în valoare anuală, deci în prezent avem cu România peste 1.300.000.000 de dolari, ceea ce înseamnă 17% din tot comerțul extern al Republicii Moldova este legat de România. Federația Rusă este pe locul 2, iar Belorusia cu 180.000.000 de dolari se află pe locul 9 și Belorusia în greutatea comerțului nostru extern este 2,3%. Mai mult ca atâta, am să rog colegii să treacă peste graficul cu rezumatul și să uite la comerțul extern al Moldovei cu Belarus, este graficul peste 1 și vedem că la noi maxima istorică a comerțului cu Belarus a fost în 2008 când el a ajuns la 292 de milioane de dolari. De atunci avem o tendință clară de scădere și scade în mod special exporturile Republicii Moldova în Belarus, dar și importurile nu se bucură de mare importanță. Din acest motiv, legat de comerțul extern al Republicii Moldova cu Belarus, Belorusia are doar 2%. La capitolul importului, Republica Moldova nu este dependentă nici de o poziție în relația cu Belorusia, nici un produs din Belorusia nu are o cotă semnificativă în Republica Moldova din cauza dacă se va întâmpla, dacă este anumită interdicție și nu putem procura ceva din Belorusia, nu este o problemă pentru Republica Moldova. Republica Moldova ușor poate substitui producția din Belorusia cu alte produse, deoarece noi absolut nicăieri nu suntem dependenți de Belorusia. La capitolul exporturi avem o mică problemă și este legată de faptul că în Republica Moldova vinurile moldovenești, Belorusia se află pe locul întâi. Deci după ce s-a întâmplat relațiile tensionate dintre Republica Moldova și Federația Rusă, noi încă n-am reușit să luăm alte piețe, din acest motiv piața belorusă reprezintă undeva 20% din piața vinurilor moldovenești, după aceasta merge România și apoi alte țări. Deci dacă Belorusia ar întreprinde și anumite acțiuni împotriva Republicii Moldova, atunci ar avea de suferit industrie vinicolă. Și la producție agricole, special la fructe, legume, piața belorusă este a doua ca desfacere, dar este o piață foarte micuță. Deci noi, spre exemplu, miere exportăm 95-98% în Federația Rusă. Struguri exportăm în Federația Rusă cea mai mare parte și Belorusia este pe locul 2, dar pe departe este comparativ cu Federația Rusă. Din acest motiv, concluzia în felul următor. Relația economică dintre Republica Moldova și Belorusia este unul la nivel de 2%, deci nu este semnificativ în comerțul nostru. Republica Moldova nu este dependentă nici de un produs din Belorusia, deoarece nu există nici un produs unde ea domină mai mult de 5%, deci n-am găsit absolut niciun produs. Poate ce poate cineva știe, dar eu nu am reușit să identific nici un produs unde Belorusia are o cotă mai mare de 5%. Cât privește la exportul de moldovenești, suntem sensibili la două poziții. Vinuri, cel mai tare, și puțin suntem sensibili la producția la fructe și legume. Deci asta fiind spus, rezumat ar fi în felul următor. Criza din 2020 a afectat Republica Moldova, însă incomparabil mai puțin decât precedentele crize, dacă o comparăm cu cea din 98. Atunci scăderea a fost de 2 ori, acum a fost de 10%, deci este incomparabil, de 10 ori mai slabă. 2, atunci criza a fost determinată de partea economică, acum cea mai mare de secetă din agricultură și mai puțin de criza mondială. Și 3, la capitolul importuri, noi de fapt nici n-am avut o criză, dar am avut din contră un beneficiu, deoarece noi am cheltuit cu 430 de milioane de dolari, în cea mai mare parte datorită faptului că resursele energetice au fost cu mult mai ieftine. Atâta pentru astăzi, vă recomand și data viitoare să fiți alături, sper că vom reuși să identificăm un alt subiect care să reprezinte interes și încă o dată vă reamintesc, puteți găsi toate aceste analize pe pagina fie IDIS Viitorul, fie Privesc Eu sau pe pagina mea ionits.md.